Vă mulțumim că și la acest eveniment sunteți în număr atât de mare. Așteptarea a luat sfârșit. Vă mulțumim pentru răbdare. Ce nu știm despre rușine și cum ne poate afecta evenimentul de la standul Editurii Herald din această după-amiază? Pentru că rușinea cronică este o experiență profund dureroasă și corozivă, putem spune, deseori ascunsă privirii noastre, dar cu un impact devastator asupra vieților noastre. În cartea Înțelegerea și tratarea rușinii cronice, una dintre cele trei cărți pe care le vedeți pe pupitru, Vindecarea traumei relaționale și rolul emisferei drepte în integrarea neurobiologică de Patricia de Jong oferă o analiză riguroasă și integrativă a acestui fenomen complex cu care, iată, de care ne lovim mereu, îmbinând neurobiologia modernă cu tradiția psihoterapiei relaționale. Și nu întâmplător am ales cele trei cărți, una dintre ele, Vindecarea rușinii în procesul sau rușinea în procesul terapeutic. Avem alături de noi ca invitați doi dintre coautorii acelei cărți, Lavinia Bârlogeanu, profesor universitar doctor, doctor psihoterapeut, și Corneliu Irimia, psihanalist formator, lector universitar doctor, dar și alți doi prieteni dragi, pentru că vă mărturisesc sincer, este o provocare să aleg oamenii frumoși, potriviți, cu care putem face anumite conexiuni la evenimentele noastre. Așa cum vă spuneam, Diana Vasiliu, psihoterapeut, psihanalitic, și Gabriel Cicu, medic, psihiatru, psihoterapeut și de asemenea psihanalist. Spuneam puțin mai devreme despre rușinea și vindecarea în procesul terapeutic, două capitole din această carte, cât un capitol scris de Lavinia Bârlogeanu și Corneliu Irimia, dar și cartea pomenită puțin mai devreme, Înțelegerea și tratarea rușinii cronice, iar cea de-a treia carte este cartea Rătăciți în labirint al Laviniei Bârlogeanu, pe care am lansat-o anul trecut, la sfârșitul lui noiembrie, la târgul de carte Gaudeamus. Am pus și această carte pentru că vom aborda tematica sau problematica rușinii și din perspectiva labirintului despre care vorbește Lavinia Bârlogeanu în cartea Rătăciți în labirint. O carte care, iată, de acum, Rătăciți în labirint, este disponibilă și în varianta audiobook, iar dialogul nostru de astăzi se organizează, cum spuneam, în jurul problematicii rușinii. Și Lavinia, aș începe cu tine și te-aș întreba: dacă putem privi rușinea ca pe un labirint, cum se simte rușinea și cum apare labirintul rușinii? Desigur, labirintul psihic este... Labirintul este configurația tipică a rușinii, iar mitul labirintului este mitul primordial al rușinii, este primul mit care vorbește explicit despre rușine. Acolo toate personajele simt rușinea și toate au un anumit raport cu rușinea, pentru că sunt implicate în trădări, în uneltiri, în vicleșuguri, în abandonuri, în incesturi și tot felul de alte lucruri care stârnesc o profundă rușine în psihic. Dacă ne uităm la autorii mai recenți ai psihanalizei, care susțin că mitul primordial al nostru este labirintul, atunci pot să spun că fiecare dintre noi avem un oarecare raport cu tema rușinii. Făceam o glumă înainte să începem lansarea cu invitații dragi de astăzi. Pentru mine sunt dragi fiindcă fiecare dintre ei m-au însoțit în anumite momente ale lansării cărții Rătăciți în labirint. Așa încât astăzi cumva parcă retrăiesc contextul lansării acelei cărți. Și vorbeam cu ei văzând cartea pe care o lansăm astăzi. Ia uite, s-a scris o carte despre mine.
Și ei spun, a, dar despre noi toți. Iată că noi nu numai scriem cărți, se și scriu cărți despre noi și vreau să vă asigur că această carte este despre noi toți. Patricia de Jong e o autoare, după părerea mea, excepțională. Ea ne arată cum, atunci când noi facem sacrificii mari pentru a ascunde aspecte rușinoase din noi, această rușine se cronicizează. Acesta este momentul în care noi începem să avem o problemă. Și nu ezit să spun că s-ar putea să fie cea mai mare problemă a vieților noastre. Mă întrebai cum se simte rușinea. Uite, vă citesc prima propoziție a autoarei, pentru care un efect stilistic excepțional. Ea zice așa, rușinea doare. Dacă rușinea ne este expusă, durerea poate fi insuportabilă. Cu adevărat, rușinea este unul din chipurile suferinței noastre. Noi vorbim despre durere, despre suferință, ca despre o marcă a destinului nostru. Nimeni nu scapă de asta. Dar Patricia de Jong, în această carte, ne arată că avem ceva de făcut cu acest chip al durerii atunci când el împrumută fizionomia rușinii. Și ne arată ce avem de făcut recurgând, cum spunea și Sorin mai înainte, la teoria psihodinamică, la psihanaliza relațională și la psihanaliza intersubiectivă. Și mai face ceva extraordinar. Recurge la teoria atașamentului și fac o remarcă specială din punctul ăsta de vedere, pentru că astăzi suntem la standul editurii Herald, unde, în urmă cu 2 ani sau 3, nu mai știu, a fost lansată o carte care este foarte semnificativă pentru teoria atașamentului și care cred că ar trebui să facă parte din lectura obligatorie a oricărui psihoterapeut. E vorba de Știința artei psihoterapiei de Alan Shore, un autor care de altfel este foarte prezent în paginile acestei cărți. Și continui spunându-vă citatul din Patricia. Ea spune așa, pentru a ne salva, dăm rușinea deoparte cât de repede putem, compensând pentru ea prin alte stări mai tolerabile. Aceste stări sunt ceea ce ajungem să știm despre rușine, atât în noi înșine, cât și în ceilalți. Însă ele sunt compensări și colapsuri, măști și false jocuri ale minții. Nu sunt rușinea propriu-zisă. Această afirmație este foarte interesantă și ne arată că de multe ori ceea ce denumim noi ca fiind rușine este departe de a atinge amplitudinea, dificultatea și tragedia unei dureri umane care de multe ori ne marchează în întregime viața. Mă întrebai ce este rușinea. O să vă dau, știu și eu, punctul de vedere al autoarei, care spune că rușinea este o experiență a dezintegrării imaginii de sine din cauza unei persoane care ne dereglează sistemul, ne fragmentează, ne face bucăți, ca să zic așa. E o definiție scurtă, dar care ne arată că în rușine se combină toate tipurile de traumă. Adică apare trauma de atașament, pentru că, spuneam, experiența apare în relație cu cineva care mă dereglează. De regulă e o persoană apropiată. Este cineva care trebuie să aibă grijă de mine și care ar trebui să poată să răspundă nevoilor mele. Din păcate, această persoană ridică o limită și nevoia noastră se izbește de această limită. Întotdeauna când vorbesc despre lucrurile astea, am în minte imaginea unui accident. Dacă vă imaginați o mașină care se izbește de un zid sau de un copac sau de orice, ei bine, cam așa ceva se întâmplă atunci când suntem în relație cu o persoană care nu este disponibilă pentru noi, care ridică în fața noastră un zid de apărare. Deci, iată, rușinea e o traumă relațională, dar
nu se oprește aici. Afectează identitatea noastră în întregime. Afectează cine suntem noi. Devine o traumă de identitate. Și merge chiar mai departe. Afectează sentimentul nostru de existență. Devine o traumă existențială. Și dacă atingem acest nivel profund de organizare al rușinii, vreau să spun că este momentul pornind de la care viața noastră se logodește cu angoasa de moarte. Angoasa de moarte nu ne va mai părăsi nici măcar o singură clipă. Ca să revin un pic la cartea Patricei de Jung, aș vrea să mai spun câteva lucruri ca să răspund întrebării tale. Rușinea este, deci, la bază, un afect, adică e o chestiune de corp, de fiziologie. Locuiește în inconștientul profund, în registru arhaic, primar al psihicului. Dar nu se oprește aici. Treptat cuprinde, imaginați-vă că un cancer face metastaze. Treptat cuprinde tot psihismul nostru. Ajunge să fie o emoție, un sentiment și la acest nivel ea se corelează cu imagini, cu amintiri, cu experiențe, cu persoane care probabil ne-au făcut rău. Când rușinea atinge acest nivel de organizare, vreau să spun că ea e o boală a sufletului. Atunci putem să o definim ca pe o boală a sufletului. Și ne simțim dezgoliți, ne simțim jalnici, ne simțim murdari, simțim că nu avem nicio valoare, că demnitatea noastră este afectată până la limita insuportabilului. Și vreau să spun că nu se oprește nici aici. Afectează gândurile noastre. Și când cuprinde gândul, experiența aceasta a rușinii devine o experiență a izolării. Sunt atât de rău încât nu trebuie să mă vadă nimeni, trebuie să mă ascund. Nu am voie, nu pot să risc să fiu în relație, în contact cu cineva, pentru că lucrul ăsta ar putea să mă distrugă. Iată, deci, o boală care atinge sistemul nostru psihic în întregime și cum foarte bine arată autoarea cărții, ajunge să ne deconecteze de sinele nostru autentic și de propria viață. Va ajunge labirintul rușinii să trăiască în locul nostru. Iar asta este cu adevărat o tragedie. Aș mai spune un singur lucru ca să dau apoi microfonul altor invitați, și anume că atunci când vine un pacient în cabinet cu această temă, și cred că sunt toți care au oarecare legătură cu această temă, știți, apare în relația terapeutică sentimentul ăla pe care îl cunoaștem cu toții, asociat unei expresii pe care o folosim cu toții. Îmi vine să intru în pământ de rușine. Cred că toți am pomenit chestia asta, fără să ne gândim prea mult ce-o fi însemnând asta. Și asta pentru că această rușine sapă morminte în capetele noastre. De ce? Ca să ascundă acolo, să adăpostească niște lucruri mult prea greu de îndurat. Da? Chiar ieri, e interesant că lansarea cărții noastre e azi, iar ieri o pacientă în cabinet îmi spunea un vis în care ea spunea cu seninătate și pământul se căsca în fața mea și știam că mă va înghiți. Bineînțeles că s-a trezit în mintea mea tema, dar eram prea devreme ca să punem și cuvântul acolo. Uneori nu pomenim cuvântul rușine în cabinet. El vine doar la un moment dat când putem să ne confruntăm cu experiența în sine a rușinii. Da? Deci visele ne anunță, visele ne dau indicații despre aceste gropi pe care le săpăm pentru a ascunde ceea ce doare foarte tare. Și dacă ne doare foarte tare, aș mai spune un lucru și cu asta închei, nu trebuie să ștergem aceste evenimente dureroase. O terapie serioasă nu face asta.
O terapie serioasă este cea care ne dă posibilitatea de a ne întregi. Și când ne întregim, putem să acceptăm viața noastră cu tot ce cuprinde ea, cu toate experiențele rușinii. Doar acceptându-le și integrându-le în prezența unui terapeut care poate avea cu noi o relație care integrează, nu care dezintegrează, da? Deci doar în aceste condiții putem spera la o diminuare a afectului rușinii și la o reziliență mai mare a noastră față de această incredibil de dificilă provocare umană. Și doar în această relație putem să ne cunoaștem nevoile și să acceptăm că e normal să avem nevoi. Pentru că atunci când ne este rușine, noi nu ne mai dăm voie să avem nevoi. Ne este rușine că avem nevoi. Ne închidem cu totul. Pentru că nevoile noastre au fost primite exact așa cum vă spuneam. Și nu ne mai permitem să spunem că le avem. Ei bine, terapia poate să reașeze această chestiune. Și reașezând această chestiune, dându-ne seama că avem dreptul să așteptăm ca nevoile noastre să fie împlinite, cred că poate să apară și iertarea persoanelor care au provocat în noi această experiență care ne-a marcat viața în întregime. Deci, lucrurile nu trebuie șterse, trebuie acceptate, integrate și trebuie să ne împăcăm cu faptul că ele sunt părți ale vieților noastre, ale experienței noastre de viață. Mulțumim, Lavinia. Aș vrea să întreb pe Corneliu. În timp ce te ascultam, mi-am adus aminte o discuție pe care noi am avut-o legată de volumul lansat acum 2 ani, în care tu și Corneliu ați scris câte un capitol, rușinea în procesul terapeutic, imaginea aceea numărată despre care îmi povesteai tu, a lui Adam și a Evei, senzațională și acel material de rușine, privind și în această perspectivă spirituală. Rușinea este o traumă de relaționare. Această emoție, acest sentiment, acest raport cu cineva. Cum relația noastră în copilărie să contribuie la dezvoltarea rușinii prorice? Rușinea e legată de traumă, de asociere și de stima de sine. Rușinea ne face să avem o stima de sine scăzută. Părintele față de care noi suntem deschiși în relația de atașament să ne dea îngrijire, tot de la un părinte poate veni ceva negativ, o traumă cu T mare sau o traumă cu T mic, multe traume mici care se întâmplă în fiecare zi cu un părinte și copilul ajunge să interiorizeze, să creadă că dacă părintele îi spune că e prost, să zicem, încet, încet copilul ajunge să interiorizeze, să spună că asta este identitatea mea, dacă părintele îmi spune asta, asta sunt. Și ajunge să simtă că are un defect fundamental, să spunem, ceva care nu mai poate fi reparat. Și cred că în psihoterapie și asta e un aspect foarte important, să regăsim speranța că un defect fundamental al nostru are șanse să fie, în primul rând, identificat, să ne permitem să-l vedem, fiindcă, așa cum spunea și Lavinia, noi înmormântăm rușinea și la un moment dat ne spunem că nici nu mai există. Și deci să o identificăm, să o lăsăm să iasă la suprafață, să ne împrietenim cu partea asta de rușine din noi și apoi să lucrăm, practic, sinele nostru autentic să ajungă să fie mai puternic decât părțile care sunt pline de rușine. Dar atenție, rușinea nu e singură, deci trebuie să ne imaginăm când ne gândim la rușine că sunt multe personaje, o familie întreagă, un cluster în jurul problematicii rușinii. Fiindcă există partea din noi pe care o internalizăm, care ne rușinează și spune nu ești bun de nimic. Există partea din noi care aprobă și spune da, să trăiți, aveți dreptate, nu sunt bun de nimic. Deci vocea criticului interior. Da.
și apoi mai este și o altă parte care se revoltă și care spune, dar de ce să trăiesc eu asta? Eu sunt bun, sunt puternic, mă revolt împotriva acestei voci care spune nu ești bun de nimic. Uneori reacționăm și cu furie, dacă cineva vrea să ne rușineze, apare în noi o agresivitate, o furie față de cel care ne rușinează. Deci vedem că, practic, rușina este o întreagă familie de personaje interne, dacă vreți, și cu toate aceste personaje interne trebuie să lucrăm în terapie dinspre sinele nostru adevărat, dinspre identitatea noastră adevărată. Nu? Deci, practic, acest defect fundamental internalizat de către cei cu care lucrăm este una din țintele importante ale terapiei. Și atunci ne întrebăm care este inversul rușinii. Dacă eu sunt acum rușinat, cum ar arăta să fiu, care e opusul rușinii, da? Și cred că și autoarea spune, dar și noi cu toții știm că e vorba de un sentiment de stimă de sine, în primul rând, de identitate, cine sunt eu, de sine adevărat. Și mai ales ajung să am relații în care sunt privit de celălalt cu încântare și cu compasiune, dar opusul umilinței pe care mi-a dat-o părintele inițial, să fiu acceptat cu ceea ce sunt, să fiu recunoscut, să fiu în relație cu cineva empatic cu mine. Deci cumva părintele negativ de la început să fie înlocuit în terapie de o relație cu terapeutul care oferă empatie, acceptare, conexiune și sentimentul către pacient că el merită asta, fiindcă noi ca pacienți ajungem să credem că noi nu merităm conexiune, nu merităm să fim iubiți, nu suntem valoroși. Și de sentimentul acesta că eu merit, mi se pare iarăși foarte important. Cam atât, sunt foarte multe. Autoarea e o carte foarte bună, fiindcă autoarea chiar spune că a lucrat ani și ani de zile și a luat toate componentele acestea micro, ale rușinii, și le-a studiat și, într-adevăr, le prezintă foarte amănunțit și se vede că a și lucrat. Nu e o carte doar teoretică, nu e un intelectual care vorbește, ci un clinician care are niște studii de caz prezentate extrem de puternice și de plin așa de înțelepciune și de emoție. Cam atât pentru asta. Mulțumim, Diana. Ce rol joacă autocompasiunea în vindecarea rușinii cronice? Joacă un rol fundamental, dar până la autocompasiune e cale foarte lungă. Durează uneori ani de zile până să ajungem să avem compasiune pentru propria persoană. Mm-hmm. Durează ani de zile de explorare și de traversare a tuturor formelor de labirint, a tuturor experiențelor internalizate de rușine profundă, de vinovăție, ba chiar în carte se face o diferență foarte clară și e bine făcută între rușine și vinovăție. Sunt fețele suferinței umane în toată profunzimea lor, așa încât până la autocompasiune, cum spuneam, e o cale extrem de lungă și durează ani de zile de interogare a propriului sine și mai ales de relație, întocmai cum spuneau și colegii de panel, de relații și nu doar una. Eu tind să cred că, deși poate putem începe de acolo, dintr-o terapie bună, dintr-o relație terapeutică bună, consistentă și profundă, în care să putem să accesăm sinele unui alt om, da, care să ne renormalizeze, să ne readucă aproape de noi înșine, dar cred că după o terapie bună este esențial în viață să avem un grup de oameni în care să ne putem regăsi și cu care să putem construi relații semnificative, care la rândul lor să ne oglindească și noi pe ei și ei pe noi, pentru că numai fiind deschiși unii cu alții și vulnerabili și simțindu-ne în siguranță cu ceilalți, putem să dăm drumul rușinii să curgă și să se dreneze, într-un fel eu așa o văd, cumva ca un puroi care trebuie drenat, ca o infecție care îți atacă tot sistemul, sistemul psihic, doar așa putem încetul cu încetul să dăm drumul la această infecție să fie drenată și să scăpăm încetul cu încetul să ne recăpătăm sănătatea psihică. Pentru că în absența acestor relații, cu sau fără terapie,
În absența acestor relații semnificative și consistente cu oameni de calitate, care să-și permită să fie și ei la rândul lor vulnerabili cu noi, ne vom simți exact ca în copilărie, izolați, greșiți, stricați, mici, nesemnificativi și degeaba pe pământ. Ceea ce este îngrozitor. Mulțumim, Diana. Gabriel. Nesemnificativ și degeaba pe pământ. Tu ești specialist în adicții și noi am discutat despre rușine și despre vinovăție trăită de pacienții care sunt dependenți de anumite substanțe, cum le traumatizează rușine, care sunt mecanismele prin care o persoană încearcă să scape de rușine. Și avem disocierea, avem, eu știu, probleme de dependență sau de comportamentare persoană, adică încearcă să scape de rușine. Și avem disocierea, avem, eu știu, patamică. Rușinea este însăși labirintul sau însăși labirintul existenței noastre și într-o discuție anterioară cu ea despre adicții spunea că labirintul este în adicții, labirintul este exprimarea cea mai completă, profundă și a fenomenologiei labirintului. În adicții, dacă mă întreb în adicții, rușinea este, cum să spun, caruselul în care se învârte pacientul. Noi, e ca întrebarea cine a fost mai întâi, ou sau găină. Îmi vine să spun că se pleacă de la rușine, de la o rușine profundă, cum au explicat-o colegii mei aici, în această suferință profundă și una din formele prin care această suferință profundă a rușinii se poate, ființa umană poate găsi ca escape, este o adicție. Problematica devine însă circulară, devine un cer vicios, pentru că în timpul adicției, adicția ceea ce face este să crească rușinea prin fenomenele sociale de stigmatizare, de marginalizare, de tot ce înseamnă această fenomenologie, recăderi și așa mai departe, labirintul din nou. Și asta nu face decât să mențină și să întrețină o adicție profundă, nu? Cam așa. Aș mai vrea să adaug că mi se pare interesant, în primul rând să punctez cumva că mi se pare valoros că în ultimii ani se vorbește, odată și cu cartea lor și cu această carte, se vorbește în sfârșit despre rușine în România. Inclusiv în sfera noastră psi, am vorbit despre frici, am vorbit despre tristeți, despre furii, am vorbit despre toate, le-am studiat, în sfârșit vorbim despre rușine. Și probabil că nu e întâmplător că e ultimul despre care, sentiment despre care vorbim, pentru că ne-a fost rușine și încă ne este rușine. Un alt lucru interesant pe care vreau, important pe care vreau să-l punctez este faptul că vreau să-mi pun cămașa de psihiatru. În psihiatrie nu se vorbește despre rușine. Se vorbește despre disociere, se vorbește despre anxietate socială, se vorbește despre agorafobie, se vorbește despre adicții, se vorbește despre atac de panică, se vorbește despre multe lucruri, depresie, dar oare nu cumva în spatele tuturor acestor nume psihiatrice e rușine? Da? Este profunda rușine care creează toată această fenomenologie psihiatrică. Cam așa. Mulțumim, Gabi. Lavinia, după cum ai spus, rușinea se ascunde. Care sunt camuflajele rușinii? Ce spuneai mai înainte, mă asimilat un pic. Zici că în sfârșit vorbim și noi despre rușine. Vorbim la sfârșit despre ceva ce există la început. Pe mine mă uluia, de exemplu, când am intrat în teritoriul psihanalizei și o citeam pe Melanie Klein, care vorbea despre
afectul primar al invidiei, bebelușul invidios pe sânul mamei, că uite, mama are resursele, el depinde de mama, fără ea moare și uite, așa apare invidia. Și a făcut sens pentru mine chestia asta și vă mărturisesc că nu mi-am pus problema ce se află înainte de asta. Nici nu m-am gândit că înainte de asta se află ceva. Ei bine, da, se află ceva. Și acum nu doar că gândesc asta, și simt asta. Înainte de asta se află rușinea. Cred că este experiența primordială a umanității. Și revin la treaba ta ca psihiatru, știi, când ai tu de-a face cu depresii, cu anxietăți, cu tot ce doare pe oameni, da? Cu cuvintele, da. Astea sunt camuflajele rușinii. De exemplu, când ne simțim triști, dar n-avem niciun motiv. Când ne simțim epuizați, zicem tot timpul, mă prăbușesc, simt că pic din picioare. Nici nu știu de ce sunt așa, că n-am făcut nimic, n-am niciun motiv să mă simt așa. Sau sunt tristă, iar în această perioadă în viața mea lucrurile toate merg bine. Atunci trebuie să ne gândim că avem de-a face cu rușinea. Iată camuflajele ei. Iar această stare continuă de dezastru interior, de amenințare a prăbușirii, ne arată o perspectivă foarte îngrijorătoare, și anume perspectiva anihilării. Câtă vreme nu putem să facem nimic cu acest chip al durerii din noi, cu chipul rușinii, anihilarea ne paște după colț, ca să zic așa. E mereu prezentă. E pe viață și pe moarte, vreau să spun. Și apare la un moment dat ca o necesitate stringentă să ne ocupăm de ea. Din experiența mea spun, de pe ambele poziții ale divanului, da, și ca pacient și ca terapeut, cred că sunt necesari ani de terapie, cum spuneai tu, ca să putem, într-adevăr, să ne apropiem de ceva atât de monumental și de terifiant cum este rușinea. Deci iată camuflajele ei. În spatele unei anxietăți continue s-ar putea să fie altceva. În spatele depresiei noastre s-ar putea să fie altceva. Putem vorbi la nesfârșit despre sentimentul pierderii. Uite, am pierdut asta, asta. Uneori nici nu știm ce pierdem. Dar de fapt vorbim despre altceva, vorbim despre rușine. Deci iată aceste camuflaje în spatele cărora... Să adaug ceva apropo de ce ați spus. Până la urmă vorbim, nu se vorbește mult despre anxietate, depresie, dar de fapt ele oare nu sunt simptome? Și cu cât cobori mai mult, mai mult, mai în profunzime, te duci mai și sapi mai adânc, mai către sursa lucrurilor, așa ajungi la ce doare de fapt și îți dai seama că atunci când operezi cu diagnostice precum depresie, nu, anxietate și așa mai departe, de fapt vorbești despre efectele a ceva mult mai grav care e în subteran acolo și zace și sapă și cauzează efecte până la urmă. Dar vin și întreb, bine, bine, dar înainte de rușine ce a fost? Și ce a fost? A fost deconectarea, nu? A fost deconectarea, a fost momentul rupturii dintre mine și celălalt, celălalt care este, ce să mai zic, soarele existenței, nu? Părintele meu, mama mea, îngrijitorul meu, care m-a lăsat din brațe, din brațele psihic vorbind, da? S-a deconectat de la mine, nu m-a mai primit, dar eu am rămas complet singur. Și așa apare anihilarea. Nu? Deci cumva poate ajută să ne gândim mereu din aproape în aproape, ok, despre ce ne doare? Ne doare asta, dar ce a fost înainte? Dar ce a fost înainte? Dar ce a fost înainte? Și dând filmul așa înapoi, avem poate șansa să ajungem la sursă, poate. Un lucru aș mai adăuga și cred că ne este util. Noi când pomenim cuvântul rușine, nu cred că știm ce spunem. Nu știm ce acoperă acest cuvânt. Când începem să intrăm în rezonanță cu această parte din noi, care doare în felul ăsta anihilant, atunci începem să știm ce este rușinea.
și ne pierdem cuvântul pentru a o denumi. Ne dăm seama că e un cuvânt slab pentru ceea ce acoperă. Deci cred că lingvistic aici nu suntem întru totul așezați și asta arată că n-am gândit bine fenomenologia psihică a rușinii. Altfel am avea un cuvânt mai potrivit pentru asta. Asta arată că n-am gândit bine fenomenologia psihică a rușinii. Altfel am avea un cuvânt mai potrivit pentru asta. Mă simt când încep să scriu sau să mă gândesc ce nu aș spune nimănui niciodată și de ce n-aș spune și simțim cum tensiunea noastră arterială se ridică brusc la întrebarea asta, nu? Deci avem lucruri noi de apărat, nu trebuie să știu din moment ce sunt atât de emoționat la întrebarea ce nu aș spune nimănui niciodată. Și dacă apare această tensiune, e semnul unui mecanism de apărare, a unor mecanisme la plural de apărare. Eu mă apăr imediat de ideea că aș avea lucruri de ascuns și că ar putea fi descoperit. Deci e important să nu fiu văzut. Rușinea e legat de a fi văzut. Și opusul rușinii este să suport ideea că tu mă vezi și eu te văd că tu mă vezi și suport asta. Și apoi, după ce ne punem întrebarea ce n-a spune nimănui niciodată, ne mai putem întreba, dar cum ar fi persoana cu care aș vorbi totuși despre lucrurile astea? Ce calități ar avea? Ce gen de relație? Ce tip de persoană ar fi capabilă să asculte lucrurile astea îngrozitoare pe care eu le-am îngropat de mult și nu vreau să le mai dezgrob niciodată? Și toate astea ar aduce la o eliberare. Simțim cum ceva se eliberează noi când ne împrietenim cu răspunsurile la întrebarea asta, ce n-a spune nimănui niciodată. Păstrează un pic, păstrează un pic microfonul, că vreau să te mai întreb ceva. Care este raportul dintre rușine și singurătate? Păstrează un pic. Cum ne face rușinea să fim singuri, să ne doream? Care este raportul dintre rușine să nu fim văzuți, pentru că n-am putea suma să fim prea rușinos pentru noi, să fim văzuți, să fim singuri. Îmi vine să zic goliciunea noastră, să nu fim văzuți, pentru că n-am putea suporta goliciunea să fim văzuți. Dacă construim un temor minte, noi să îngropăm suferința, rușinea, interiorul nostru arată ca un cimitir și nu vrem să-l arătăm. Noi am vrea să părem că suntem plini de viață, fericiți, să ne postăm pe social media zâmbitori și vrem să ascundem că sunt multe lucruri îngropate în noi. Da? E rușinos că eu ajung să-mi fie rușine că mi-e rușine. Deci mi se face rușine, mă roșesc și apoi mi se face rușine că acest lucru e văzut. Da? Deci o rușine la gradul 2. Și sunt foarte ocupat de să mă apăr de rușine și apoi să mă apăr să nu fie văzută. Deci cred că singurătatea, da, e o consecință firească a rușinii și în psihoterapie, da, trebuie să fim centrați pe ce gen de experiențe au loc în ședință încât pacientul să nu se mai simtă singur cu o trăie. Că nu e acuzat, că nu e disprețuit, că nu e umilit de ceea ce a trăit. Fiindcă, atenție, copilului se face ceva, e traumatizat de părinte, dar ajunge ca lui să fie rușine de ce i s-a făcut. Ca și cum el e responsabil. Da? Deci ăsta e un mecanism pe care îl întâlnim des la copii și vedem în terapia copilului, cum copilul și asupra lui, nu? Părinții divorțează și copilul ajunge să spună din cauza mea. Dacă era mai bun, mai deștept, mai frumos, părinții ar fi rămas împreună. Din cauza mea au divorțat. Și deci, din cauza acestei preluări a ce se întâmplă în familie, da, ajung să mă izolez, să nu fiu văzut. E o apărare radicală ca să nu vadă nimeni ceea ce sunt, de fapt. Da?